Românii rămân fruntași la risipa alimentară. După sărbătorile pascale, mâncarea rămasă ajunge la gunoi. Timișorenii care au pierdut măsura gătitului de sărbători aruncă acum sarmalele, salatele și chiar bucățile de carne de miel rămase. Vorbim în total de tone de mâncare aruncate. Acest lucru se traduce în bani foarte mulți duși pe apa sâmbetei. Acest fenomen al risipei alimentare este extrem de periculos, spun specialiștii, mai ales pentru buzunarele noastre. Într-o altă realitate extrem de tristă și deloc îndepărtată de cei care gătesc în exces, sunt bătrâni sau familii defavorizate care nu au avut ce pune pe masa de Paște. Specialiștii ne recomandă, dacă observăm că am gătit mai mult decât era necesar, să oferim preparatele rămase celor care au nevoie de ele. Așa putem să ne ajutăm semenii și să reducem ce fenomenul risipe alimentare